Sora unuia dintre pacienții răniți grav în urma exploziei de la potoceni, transportat în Germania pentru îngrijiri medicale solicită ajutor. Bărbatul se află în comă indusă, iar tratamentul este de lungă durată și costisitor. El este Georgică, fratele meu, care în urma exploziei de la potocene a suferit arsuri foarte mari pe suprafața corpului. Acum, după aproape o lună de la explozie, este în Germania la un spital de specialitate tot sub anestezie. Deoarece timpul trece foarte, foarte repede, iar vindecarea va fi într-un timp foarte îndelungat și recuperarea la fel, apelez la bunăvoința voastră de a ne ajuta și empatiza cu noi, deoarece cheltuielile vor fi mult prea mari față de posibilitățile noastre. A scris pe Facebook sora victimei care a lăsat și un cont bancar pentru cei care vor să dea o mână de ajutor. Șerbănică Maria Ro 98 BTRL 0100 1201 h 14348 XX.